dacă... Domnul de acolo? Domnul de acolo, fără... Nu putem. Dați-i bine. Dosarul și din băiat. Lasă-o închis așa. Da, că nu avem de sufocare. Începem, da? Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacă. În temeiul dispozițiilor articolul 39 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1, litera A, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară, în data de 31 mai 2018, orele 13, la sediul primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferentă lucrărilor la obiectivul întărire rețea electrică localitatea Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, către SC Dergaz Grid SA, inițiator primarul Comunei. Și 2. Diverse. Doamnă președinte, domnul Moldovean. Da. Înțeles că domnul Tudor. Domnul președinte, este președintele Comisiilor de Specialitate Reunite. Mulțumesc. Bună ziua, bine ne-am întâlnit. Înainte de toate, pentru ziua de mâine, chiar dacă este ziua copilului, fiecare dintre noi avem o inimă de copil, o rămășiță acolo. O urez la mulți ani, atât dumneavoastră cât și copiilor dumneavoastră. Sănătate și mult noroc în viață. La mamelor. Mai ales, mai ales. Și tătici. Da. Să punem la vot ordinea de zi din ședința de astăzi. Cine este de acord? Împotriva, abțineri? Mulțumim. Să punem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumim. Împotriva, abțineri? Domnule primar, aveți cuvântul să ne prezentați punctul din ședința de astăzi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre la darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferentă lucrărilor pentru obiectivul întăririi rețelei electrice în localitatea Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, către SC Dergaz Grid SA. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere adresa numărul 1563 din 404/2018, transmisă de SC Energo PSRL Bucium, prestator de servicii pentru SC Dergaz Grid SA, prin care ni s-a solicitat adoptarea unui hotărâri de Consiliu pentru executarea lucrărilor la obiectivul întăririi rețelei electrice în localitatea Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, pe teren aparținând domeniului public al Comunei Bucium. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea dării în folosință a suprafeței totale de 30 metri pătrați teren pe durata existenței construcțiilor. Motivația solicitării din partea reprezentantului Dergaz Grid SA este obținerea autorizației de construire pentru executarea unei astfel de lucrări. A fost eliberat certificatul de urbanism numărul 2 din 19.02.2018 cu avizul Consiliului Județean Bacău, în care s-a specificat condiția de obținere avizului administratorului drumului public în zona căruia se execută lucrarea. Acest aviz constă în adoptarea de către Consiliul Local Bucium a unei hotărâri de dare în folosință gratuită pe perioada existenței construcțiilor, întrucât drumul face parte din domeniul public al Comunei Bucium. Per total, suprafața necesară pentru realizarea acestei lucrări este de 30 metri pătrați, suprafața care nu este compactă și împărțită în două puncte, după cum urmează: 2 metri pătrați ocupați de fundațiile stâlpilor care vor fi înlocuiți sau nou montați, 28 metri ocupați de zona de protecție ALEA-GT. Având în vedere că în urma acestei lucrări se poate extinde alimentarea cu energie electrică și pe drumul sătesc care duce spre locuința domnului Roca Sergiu, iar în viitorul apropiat terenuri din zonă vor fi introduse în intravilan, consider ca fiind de importanță, de pentru care propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Aici e vorba de dealul Răcăuțului, se modernizează un pic vreo 200 de metri pe drumul principal comunal extinderea, care pe drumul pădurii până la Roca 2 stâlpi și montează pentru alimentare cu energie la construcția Roca Sergiu din Răcăuți, care a introdus și a făcut pozul și face o construcție acolo, o casă de locuit. Primit aprobare, nu trebuie aprobare, trebuie... Da. Mulțumim, domnule primar, domnul președinte Tudor, aveți cuvânt. Avizul Comisiei de Specialitate, ambelor Comisii de Specialitate, este afirmativ.
Mulțumim. Dacă sunt înscrie la cuvânt. Dacă nu, mulțumim. O punem la vot. Cine este pentru? Vă duc la abțineri. Mulțumesc. Trecem la diverse. Dacă la diverse aveți probleme, și sunt probleme din partea cetățenilor. Vă felicit, vă mulțumesc, vă urez o zi bună.